Distracția de pe plaja Grigorescu a durat 3 zile, timp în care 19 trupe au cântat în cadrul concursului internațional Jazz in the Park. Pe lângă muzică bună, un alt punct fort al festivalului a fost locația care i-a adus pe participanți mai aproape de natură. Locația e bună, e bună. Tocmai zicea că e locația lui preferată aici. Cartierul ăsta e preferatul meu. E foarte interesantă, îmi place foarte mult. Muzica funk e foarte ok pentru o zi de vară ca asta, muzica funk. Florian Lungu, una dintre cele mai cunoscute și mai iubite personalități din jazzul românesc și membru al jurului, a avut doar cuvinte de laudă pentru concurenți. Mulți tineri foarte talentați, care aspiră la caratele consacrării și multe formații clujene, care sunt interesante și care cuprind mulți tineri talentați. Jazz in the Park nu se oprește însă aici. Timp de 3 zile în Parcul Central vor concerta 10 de artiști ca Aaron, Neil Cowley sau Hindi Zahra, al cărei concert va fi transmis duminică de la ora 22 pe canalul YouTube al TVR Cluj.